dete de părinte. Și vrea să le aducă în aplicare și poporul să fie greu încercat, zice Duhul Sfânt. Deși în vremea aceasta care a fost îngăduită de mine să treacă poporul, mulți, iată, nu s-au apropiat de mine, dar unii s-au apropiat și m-au cerut și m-au chemat. Iată, zice Duhul Sfânt, trebuie în vremea aceasta să te pui mai mult în spăltură, la altar, rugăciune. Și să stai înaintea mea ca să poți să străbați valea plângerii, căci negura care vine de la un capăt a pământului până la celălalt, vrăjmașul în furia lui vrea să aducă o probă mare pentru copiii mei. Și cel care nu are rădăcinile puse bine, zice Domnul în cuvânt, și care nu stă pe stâncă și nu stă în rugăciune, iată că va cădea la proba aceasta. Dar cel ce se apropie în vremea aceasta și mă cheamă și mă strigă în odăiță, îi voi da biruință și îl voi smate biruitor, zice Domnul. Căci iată, iar să luptă pentru poporul meu, zice Duhul Sfânt. Nu pentru cei din afară, ci să lupte pentru cei care îmi cunosc numele, zice Domnul. Și vrea să-i aducă într-o stare atât de grea încât să nu mai aibă putere să mă urmeze și să spună despre mine că eu sunt un Dumnezeu mare. Deși otrotirea mea a fost, zice Duhul Sfânt, și mâna mea a fost întinsă, dar mulți din poporul meu, iată, au luat pe alte cărări, zice Domnul, și nu m-au proslăvit în încercare, și nu mi-au dat cinstea în încercare, și iată, am lăsat o clipă doar, o adiere din încercare, și mulți, iată, s-au pierdut cumpătul și credința. Dar cel care a stat înaintea mea, l-am îmbrăcat cu putere, l-am îmbrăcat cu Duhul Sfânt, zice Domnul, și am dat putere și nădejde să meargă înainte. O, zice Domnul, dacă te apropia oricare ești aici, că-ți vine ziua când vei lăsa toate lucrurile care le ai și eu ți le-am dat. Și iată, nu vei lua nici cu tine, zice Domnul, și vei lua ce-ai făcut pentru mine, zice Duhul Sfânt. O, de-ai fi cu luarea mintei și m-ai sluji pe mine din toată inima și ai fi, iată, fiecare să stea la locul lui și în sinceritate să mă laude pe mine în vremea aceasta. Eu sunt medic suprem, eu sunt Domnul care am lucrat și voi lucra. Chiar dacă vrăjmașul luptă și întocmește legile acestea, cel care se apropie va trece prin ele cu biruință și îi voi da putere să rămână în picioare și iată să fie ca o mărturie și să ducă numele meu, zice Duhul Sfânt, a voi. Iată, în apropiere, dacă veți sta și mă veți căuta din toată inima, vă voi da putere de înaintare să puteți să rămâneți în picioare. Și iată, în ziua încercării și în ziua furtunii, voi întinde mâna ca să vă salvez, zice Domnul, și să vă țin pe stânca mine.